O minoră de 14 ani, originară din raionul Strășene, a fost arestată fiind bănuită că ar fi omorât o fată din cauza unor datorii. Adolescenta din Strășene este cercetată pentru omor intenționat. Conform legislației în vigoare, ea riscă de la 10 până la 15 ani de închisoare. Corpul neînsuflețit al victimei a fost depistat în data de 14 septembrie, într-un parc din sectorul Râșcani. Expertiza medico-legală a stabilit că decesul a survenit în urma unor lovituri puternice și a asfixierii. Preliminar, medicul legist s-a referit că persoana ar fi decedat din cauza unor lovituri puternice și asfixieri în zona gâtului. Forțele de ordine au identificat o minoră în vârstă de 14 ani, originară de raionul Strășeni, fiind bănuită că ar fi fost implicată în acest caz. Respectiv, sub conducerea procurorilor au fost efectuate acțiuni procesual penale care au stabilit că anume ea ar fi maltratat fizic victima de 14 ani și ar fi asfixiat-o din cauza unor datorii de bani. Victima s-a dovedit a fi o locuitoare a capitalei în vârstă de 14 ani. La solicitarea procurorilor, învinuita a fost arestată pe un termen de 30 de zile.